numărul 1. Din păcate, nici astăzi nu-mi lasă vântul. Diafragma. Asta este o ramă de după diafragmă. Să vedem ce a făcut. Nimic. Polen și ouă. Este o oată toată. Și pe o parte, și pe cealaltă. Este tot. Aici avem polen și unde nu apare polen, avem ouă. Privită, nu-mi dau seama cum am reușit. Probabil că n-am pus adăpătoare. Rama a doua. Este tot puiet larval, puiet căpăcit. Aici pe margine de tot mai sunt câteva ouă. Și pe partea cealaltă. Aici jos sunt ouă, larve, polen pe partea de sus. A treia ramă. Iată și aici. Aceeași poveste. Puiet căpăcit, larve, ouă. A patra ramă. Polen, foarte mult polen. Și nectar. Probabil nectarul ăsta este siropul pe care îl administrez eu. Este o ramă bogată. Iată. Și pe partea asta. Bun. Pe prima ramă avem și polen, dar și ouă. Pe a doua ramă și pe o parte și pe cealaltă. Puiet, diferite stadii, puiet căpăcit, puiet larval, ouă, la fel și aici. Aici avem doar nectar și polen. Asta înseamnă că regina nu prea mai are unde să pună ouă. Drept urmare, o să încerc să mai bag o ramă. Să punem o ramă, sper să le ajute să... O
Gata? Ia uite, deja o să vedem. Uite așa. Și o să o pun uite aici, pentru că asta nu are ouă. După diafragmă avem o ramă care tot încerc să o descăpăcesc. Stupul numărul 1 se dezvoltă corespunzător. Este în cărți din punctul meu de vedere. Mergem mai departe. Așteptăm să vedem cât de repede se dezvoltă și el. Vedem. Dar până atunci vă salut și să auzim numai de bine.